Hei, salut oameni dragi, sunt Ionel, un oltean din Franța, un oltean în Franța. Vă salut, zilele acestea am primit cu stupoare știrea că se va interzice în România utilizarea lemnelor pentru foc, pentru căldură. Interesant este că în Franța francezii folosesc lemne pentru a încălzi locuințele, atât sub formă de buștean, aici e rezerva mea, acolo rezerva vecinului meu. Mă mir cum că în România autoritățile ale Uniunii Europene în concubinaj, în complicitate cu politicienii din România încearcă să interzică românilor să-și folosească lemnele lor de pe proprietățile lor pentru a încălzi. În Franța se folosește lemn așa, sub formă de buștean, sub formă de palet și sub formă de granule. Francezii au dreptul. Românii, de ce n-avem dreptul să ne folosim în casele noastre, în țara noastră, lemnele pentru foc? De când în Uniunea Europeană este o dublă măsură? Sau nu e o noutate? Spuneți nu, stop, stop abuzului. Spuneți nu, stop pierderii de suveranitate. Vă salută un oltean din Franța. Stop corupției europene.